Bună ziua! Bine ați venit în primul rând și vă mulțumesc că ați acceptat acest interviu. Să începem cu o întrebare absolut naturală și mai ales să înțeleagă toată lumea. Ce reprezintă sau ce sunt organismele modificate genetic? În accepțiunea actuală și ca definiție acceptată și la nivel internațional, un organism modificat genetic este un organism care a primit pe o cale neconvențională o informație genetică nouă pe care nu o poate dobândi pe o cale tradițională prin încrucișare, prin altă metodă obișnuită. De aceea se consideră că organismele modificate genetic sunt altceva decât organismele naturale adevărate. Problema se pune în faptul că singurele modificări ale acestor organisme sunt genele gena sau genele care ajung la nivelul acestora și care conferă o anumită trăsătură utilă, nu, omului pentru diferite aplicații medicale, în industrie, în agricultură și așa mai departe. În acest context, reprezintă organismele modificate genetic un pericol pentru consumul uman, animal sau pentru mediu? Este o întrebare care întotdeauna se pune și pentru cei care sunt specialiști și pentru cei care nu sunt specialiști. Nu poate fi dat un răspuns categoric, generic. Organismele modificate genetic nu prezintă pericol sau, din contră, prezintă pericol. Există o gamă extrem de variată de organisme modificate genetic. Pot fi modificate atât microorganisme în scopuri foarte bine determinate și le iau numai pe acelea benefice omului. Nu mă gândesc la modificările utile, să spunem, din punct de vedere militar. Reprezintă altceva. Ci cele, să spunem, acceptate. Deci microorganisme care sunt modificate prin aceea că pot să primească o informație genetică nouă, de exemplu gene umane, nu? Care codifică pentru sinteza unui compus extrem de util din punct de vedere medical. De exemplu, insulină, producerea de insulină. Există în momentul de față un produs comercializat, obținut din organisme modificate genetic, din bacterii modificate genetic, care se utilizează pentru tratarea diabetice, diabetului zaharat. Ori, din acest punct de vedere, evident că nu există niciun fel de pericol, niciun fel de consecință negativă. Deci microorganisme, da? Pot să fie animale modificate genetic. În acest caz, este vorba de a introduce, de exemplu, în genomul unor animale, anumite gene care să conferă acestora o rezistență mai mare la anumite boli, să le determine, cum să spun, să producă anumiți compuși care în mod natural nu i-ar produce. Și vă dau un exemplu. Există o serie de realizări pe plan internațional de mamifere, de capre, oi, bovine, care conțin anumite gene, iarăși de proveniență, să spunem, umană, ce codifică sinteza unor substanțe utile pentru tratarea anumitor boli, de exemplu pentru tratarea hemofiliei. Ce este sigur în momentul ăsta este faptul că asemenea realizări există, dar ele nu au fost duse până la faza finală de aplicație și de introducere în practică. Și ajung la al treilea tip de organisme modificate, la plante. De fapt, cea mai mare dezbatere în momentul de față se referă la plantele modificate genetic. În momentul de față există mai multe specii de plante la care s-au introdus asemenea modificări genetice, plante utile atât din punct de vedere agronomic, nu? Pentru în cultura mare, să spunem, și de asemenea folosite ca și materie primă pentru obținere de produse alimentare, dar și plante modificate genetic utile pentru obținere de biocombustibili, pentru
alcool și așa mai departe. Lucrurile trebuie luate pe rând și luate pentru fiecare caz în parte. Deci asta era de fapt, acesta este de fapt răspunsul mai general. Ținând cont de marea varietate, pe de o parte, de gazde, de organisme care pot fi modificate genetic, ținând cont de modificarea genetică indusă, pentru fiecare situație în parte, trebuie făcută o analiză foarte serioasă legată de, referitoare la impactul asupra sănătății omului, dacă omul reprezintă, să spunem, consumatorul, asupra sănătății animalului, dacă la fel este consumatorul sau dacă el este cel care este modificat, și nu în ultimul rând impactul asupra mediului. Deci, repet, nu se poate stabili sau nu se poate spune că organismele modificate genetic nu au niciun fel de risc, nu se poate spune nici că organismele modificate genetic, întotdeauna îmi vine să spun plante pentru că, repet, ele sunt cele care ridică cele mai multe probleme și cele mai multe discuții. Deci organismele modificate genetic nu sunt lipsite de risc, nici că au riscuri majore, dar nici că sunt lipsite de risc. Toate lucrurile acestea, toate discuțiile, toate evaluările de risc trebuie făcute pe caz concret, pe caz individual. Deci nimeni nu poate să dea un verdict? Nu. În acest caz? Nu, în momentul de față. General. Dar pot să iei pentru fiecare caz în parte, se analizează și se evaluează riscul pentru toate aceste aspecte care dumneavoastră spuneați. Om, animal, mediu. Ca de altfel în cazul medicamentelor, evident, se evaluează evident, beneficii evident. Versus exact, exact. Riscuri și apoi se iau decizie dacă se introduce sau nu pe piață exact. Respectivul medicament. Așa. Acum aș trece la o chestiune, la o decizie a Parlamentului European, o decizie de altfel foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. În speță, Parlamentul European a aprobat propunere legislativă care permite statelor membre dreptul de a decide singure în privința organismelor modificate genetic. Practic, acum statele membre pot decide singure dacă cultivă, restricționează sau interzic organisme modificate genetic. În România, care va fi următorul pas în condițiile în care oricum în țara noastră sunt deja anumite culturi modificate genetic care sunt deja cultivate? Așa cum se știe, în România există acceptat spre cultivare un singur soi de plantă modificată genetic, un soi de porumb cu rezistență la un dăunător. Suprafețele cultivate în momentul de față în România cu acest soi sunt reduse, raportat la suprafețele la nivel național cultivate cu porumb, și se asociază numai cu regiunile în care incidența acelui dăunător este ridicată. În privința deciziei României, până la urmă, acest lucru este de natură politică. Comisia de Securitate Biologică, din care fac parte, are ca și sarcină de a evalua, din punct de vedere științific, informațiile legate de diferitele categorii de organisme modificate genetic și de a realiza rapoarte cu aceste concluzii. Aceste rapoarte sunt apoi oferite autorităților și de aici încolo hotărârea, repet, este la nivel politic. Deci sarcina noastră cumva se oprește la acest nivel. România în momentul de față, așa cum spunea și dumneavoastră, a acceptat cultivarea și testarea. La fel ca și alte țări din Uniunea Europeană, în România se importă masiv anumite produse sau materii prime provenite de la organisme modificate genetic, de la plante în principal modificate genetic, care sunt folosite în special pentru hrana animalelor, mai ales pentru hrana animalelor. Vă spun sincer că nu cred că se va interzice în România. Nu cred, nu am informații, dar personal nu cred că s-ar putea ajunge la interzicerea plantelor modificate genetic. Dar evident, asta ține, repet, de politic, de hotărârea celor care ne conduc. Deci, practic, totuși ar fi puțin aberant ca România, să spunem, vorbim de România acum,
să interzică pe de o parte cultivarea de organisme modificate genetic și pe de altă parte să continue importurile. Exact. Este situația care este o situație paradoxală. România a fost singurul stat european în care până în 2006, atunci anul în care am intrat în Uniunea Europeană, a cultivat soia modificată genetic. Beneficiile agricultorilor la momentul de față, la momentul acela, din câte am înțeles din analizele făcute, a fost foarte important. Mai mult decât atât, agricultorii, deci fermierii care cultivau soia modificată genetic, erau în postura de a și exporta produsele lor. În momentul de față, suprafețele cultivate cu soia în România sunt reduse. Se cultivă, evident, soia convențională. Producțiile au scăzut în mod semnificativ pentru că necesită o serie întreagă de lucrări care costă și, evident, producția nu este la fel de mare. De importat importăm. Deci nu știu unde se va ajunge până la urmă. Poate prin această hotărâre la nivel european, poate se va lua o decizie la nivelul României de a se reintroduce în cultură această plantă. Evident că și atunci rolul Comisiei de Securitate Biologică va fi important pentru că va trebui analizat la momentul acesta impactul cultivării, impactul modificării genetice asupra mediului. Așa este regula, așa trebuie să meargă lucrurile. Aș discuta acum puțin despre acordul transatlantic de liber schimb, acel numit TTIP. Știm foarte bine că părțile implicate, partea europeană cât și americană, nu au ajuns încă la un consens în ceea ce privește organismele modificate genetic. Pe de o parte, europenii susțin că produsele americane bazate pe biotehnologii trebuie să respecte procedurile Uniunii Europene, așa cum este de altfel și normal. Pe de altă parte, americanii sunt de acord cu acest lucru, însă nu doresc ca acele restricții să fie bazate pe cu totul altceva decât, să spunem, dovezile științifice. Iarăși, este un lucru absolut normal. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră cum vedeți nu neapărat viitorul acord, ci cum credeți că va reacționa Europa în condițiile în care deja avem această decizie a Parlamentului European, fiecare țară își alocă dreptul de a... Eu cred că până la urmă există dreptul fiecarei țări de a lua niște decizii, dar cu toții facem parte din Uniunea Europeană și atunci există și niște reguli generale care trebuie respectate. În momentul de față, analizele referitoare la importuri, la cultivare, la utilizare și așa mai departe a organismelor modificate genetic este analizată de organisme internaționale și forul, să spunem, suprem care dă verdictul final este EFSA. Ori în momentul în care se pune problema acestor acorduri, cuvântul EFSA va târna destul de mult. În realizarea, să spunem, rapoartelor lor, sunt implicați o sumedenie de specialiști în domeniu care trebuie să, evident, să se pornească de la prezumția onestității, de la faptului că sunt specialiști în domeniu și că nu au alte interese și atunci, acceptând aceste lucruri, evident că verdictul și rezultatele trebuie să fie cele corecte și care, într-un final, vor duce la stabilirea unor acorduri. Este firesc să nu existe discriminare și tocmai aici este problema. Ai un produs similar european, îl accepti, ai un produs de altă proveniență și pe acela îl supui unor reguli restricții. Sau, mă rog, unor restricții sau unor cerințe suplimentare. Nu este corect. Deci totul trebuie să fie cântărit cu aceeași unitate de măsură. Acum atingem un punct destul de sensibil, să spun așa, nevralgic al discuției.
Știm că unele organizații verzi, să le numim așa, militează împotriva organismelor modificate genetic și de multe ori argumentele lor nu sunt susținute de dovezi științifice, ci mai degrabă pe supoziții sau subiectivism. Problema din punctul meu de vedere este aceea că o astfel de abordare a situației rezultă în scăderea în rândul populației încrederii în oamenii de știință și în actul științific implicit. Deși mișcările antivaccine, antimedicamente și așa mai departe, până la urmă antiștiință, dacă o luăm așa ca și supoziție generală. Cât de importantă este totuși informarea corectă a publicului și până la urmă ce trebuie făcut pentru ca informația corectă să ajungă la populație și să nu ajungă anumite supoziții, anumite informații care nu sunt deloc verificate sau verificabile din punct de vedere științific. Așa este. Într-adevăr, informarea este esențial. Din păcate, însă, așa cum bine se știe, comunicatorii trebuie să aibă carismă. Până la urmă, cred eu că este mai important cel care comunică decât ceea ce comunică. Sau, mă rog, este foarte important ceea ce comunică, dar rolul principal îl are persoana care comunică, care împărtășește informația. Pentru că poți să fii un specialist de marcă, laureat al primului Nobel sau eu știu ce, alt specialist, să zicem. Și totuși să nu fii în stare să convingi pe cei din jur despre ceea ce faci, despre utilitate, despre semnificația studiilor pe care le-ai făcut. În schimb, orice mărunțiș care, dacă este bine ambalat și bine prezentat, dintr-o dată este văzut ca o minune, ca o chestiune extrem de importantă, de nouă și așa mai departe. Cum discutam puțin mai devreme, internetul are un rol extraordinar de mare. Din păcate, aici începem să pierdem controlul total, pentru că diferitele rețele abundă de informații care mai de care mai ciudate, care mai de care mai puțin corecte, care mai de care mai aberante. Păcat este că cei care se lansează în a produce asemenea informații sunt inconștienți de consecințele pe care le produc. Și dumneavoastră spuneați foarte bine, apropo de această tendință actuală antivaccin, este extrem de periculoasă. Ne vom întoarce la situații total nedorite de acum poate 100 de ani sau de și mai de mult, când boli aparent simple vor avea consecințe extrem de grave asupra copiilor, din păcate, pentru că ei sunt primii vizați. Revenind însă la ceea ce spuneam, la ceea ce m-ați întrebat, apropo de comunicare, da, într-adevăr, comunicarea este extrem de importantă. Depinde de noi, de cei care suntem implicați în actul științific, de a încerca să ne facem înțeleși, de a spune lucrurilor sau de a prezenta lucrurile așa cum sunt. Nu poți să spui că vei convinge pe toată lumea. În cazul meu sunt cadru didactic, sunt profesor universitar și atunci prin meseria mea am acces la tineri. Nu încerc să le impun o anumită convingere, ci în cursurile pe care eu le țin să le prezint lucrurile și să le ofer o posibilitate de alegere. Asta este ceea ce doresc în ceea ce fac, în ceea ce prezint studenților. De asemenea, evident, comunicarea în orice situație, chiar și cu prieteni, chiar și cu cunoscuți, când se ajunge la o asemenea, la o discuție de genul acesta, întotdeauna omul de știință trebuie să spună lucrurilor pe nume. Mass media are totuși un rol destul de mare în scăderea credibilității oamenilor de știință, pentru că se vulgarizează exagerat de mult anumite informații și se prezintă cu caracter de noutate sau de lucru foarte spectaculos niște aspecte care chiar nu au relevanță.